Dumneavoastră, simțiți așa o diferență în codul fiscal, înainte ca să fie asumată răspundere pentru acest pachet de legi, se presupunea achitarea taxei de 6-7% din costul mineralelor extrase, inclusiv pentru piatră de pământ, piatră tăiată, piatră brută, piatră spartă, nisip de construcție, amestecuri de pietriș cu nisip, prundiș, pietriș. În redacția actuală, ceea ce a fost astăzi, trebuia să fie prezentat în Parlament și nu s-a întâmplat, urmează să fie achitată o taxă de 4-7 lei pe tonă. 6-7% din costul mineralelor și 6-7 lei pe tonă. Este o diferență. 6-7% ați făcut calculul cât era? Și ce trebuie să mai fac? Noi putem acum în pauză să facem aceste calcule. Sunt convinsă că diferența este foarte mare. În cazul nostru, noi putem foarte simplu. Am spus, mecanismele de control parlamentar nu le-a anulat nimeni. Ce împiedică orice deputat sau orice persoană care este interesat și să vadă exact care au fost plățile până acum și care vor fi de la momentul intrării acestor prevederi în vigoare? Deja au făcut. Deja au făcut. Și îmi pare rău, domnul Vremea, că îl aparați pe colegul dumneavoastră de partid, Nichi Forciuc. Nu știu dacă sunt parte bani cu dumneavoastră. Pentru că înainte de pauză mi-ați spus, dar cineva a făcut calcule cu cât, care e diferența? Iată, în timpul pauzei am făcut calcule. Am intrat pe 3 din 9. Acum, prundiș costă 100... Stați o clipă ca să fiu... Nisip pentru beton cernut din prundiș, 160 de lei tonă, de exemplu, 160 de lei. 160 de lei, înmulțim la 7%, cum a fost înainte, astăzi 11 lei, 2 bani. Dar acum, prundiș, ne uităm care va fi roci de nisip și prundiș, acum pentru o tonă se va plăti 4 lei. Erau 11 lei, 20 de bani pe tonă, dar acum 4 lei. De 3 ori mai ieftin. Asta așa, pur și simplu. Scuzați, nu vreau să ne concentrăm pe asta, dar... Pur și simplu, probabil, persoanele responsabile de domeniul fiscal în acest domeniu, în această sferă, eu cred că au făcut calculele. Eu nu-s gata acum să vin cu calcul fiecare punct din această schemă, pe 19 poziții, care și cum au fost impact. Domnul Nichifrăciuc, are afaceri în acest domeniu? Nu știu. Parcă ați spus că ați discutat în coaliție, parcă vă asumați documentul. Noi ne-am asumat responsabilitatea deopotrivă cu guvernul la momentul ăsta. Și iată, nu. Eu nu vorbesc de scheme. Noi vorbim de, dacă dumneavoastră întrevedeți scheme, atunci vă rog, adresați-vă organelor competente. Ne adresăm, după cum spuneam. Fără probleme. Cinismul în această situație, domnul Vremea, e că colegii dumneavoastră, poate nu dumneavoastră, că nu sunteți dumneavoastră cel mai cu scheme acolo, dar colegii dumneavoastră au promovat schemele astea și s-au folosit de moment. Știau că această asumare de răspundere nu va fi depusă moțiune, pentru că cine e nebun când țara arde să vină cu moțiune de cenzură să dăie jos guvernul? Prieteni, și pentru că TV8 nu este doar o televiziune, este o platformă multimedia, abonați-vă la canalul nostru de YouTube. Vă iubim pe fiecare dintre voi, de ce vă rugăm, noi vrem să ajungem la 100.000 de urmăritori, de ce like și al toți prietenii să le spuneți să pună like și să urmărească canalul nostru. Noapte bună vă doresc!